Bună! O să încercăm să facem împreună pătura. Pentru a face primul pătrat, facem un lanț de 24 de ochiuri. Pentru asta, luăm firul și facem un laț. Așa. Cu o croșetă numărul 4, vom croșeta 24 de ochiuri. Firul se ia astfel, se trece peste degetul mic și apoi peste cel arătător. 1, 2, 3, 24. Acum avem un lanț de 24 de ochiuri. Continuăm cu al doilea rând, format din piciorușe scurte. Pentru a face piciorușele, trebuie să introducem croșeta în lațul de sus al primului ochi și să luăm un jeteu. Acum avem două bucle pe croșetă. Luăm din nou jeteu și trecem prin cele două bucle. La fel în al doilea ochi. Luăm jeteu, trecem prin bucla de sus al ochiului numărul 2. Luăm jeteu și trecem prin cele două bucle. Continuăm la fel cu toate celelalte ochiuri. Continuăm să croșetăm piciorușe scurte până terminăm toate ochiurile din lanț. Mai avem un singur ochi pe lanț. Lucrăm și ultimul ochi, ultimul picioruș simplu. Am terminat primul rând. Acum, la al doilea rând, vom trage un jeton și vom face un ochi de lanț. Apoi întoarcem lucrul și în primul ochi acesta, ochiul de lanț făcut nu se numără ca ochi. Primul ochi de lucru din lanț vom face un picioruș simplu, un picioruș scurt. Introducem croșeta prin ambele bucle tragem jeteu, avem două ochiuri pe croșetă, luăm jeteu și am făcut un picioruș scurt. Vom alterna piciorușe scurte cu piciorușe mari. Piciorușul mare se face luând jeteu pe croșetă. Introducem croșeta prin ambele bucle ale piciorușului. Luăm jeteu. Avem 3 ochiuri pe croșetă în momentul acesta. Luăm jeteu și trecem prin primele două. 1, 2. Ne rămân două bucle pe croșetă. Luăm jeteu și trecem prin ambele. Am făcut un picioruș mare. Următorul picioruș este picioruș scurt. Introducem croșeta prin ambele bucle ale piciorușului inferior. Luăm jeteu. Două bucle pe croșetă, luăm jeteu și trecem prin ambele bucle croșeta. Picioruș mare, jeteu. Trecem prin cele două bucle. Jeteu. Jeteu prin primele două bucle.
jeteu prin ultimele două bucle rămase pe croșetă. Picioruș scurt, trocem croșeta prin ambele bucle de pe lucru. Jeteu, jeteu și trecem prin cele două ochiuri de pe croșetă. Continuăm alternând un picioruș mare cu un picioruș scurt. Jeteu, am terminat rândul al doilea. Am alternat un picioruș mare cu un picioruș scurt. Pentru a începe rândul al treilea, format numai din picioruși scurte, facem un lanț, un ochi de lanț, întoarcem lucru și începem al treilea rând, nu din ochiul de lanț pe care tocmai l-am făcut, ci din al doilea. Al doilea este, de fapt, ultimul picioruș creat pe rândul numărul 2. Și așadar facem doar piciorușe scurte. Am terminat rândul numărul 3. Lucrul constă într-un rând de piciorușe scurte, urmat de un rând în care alternează piciorușele scurte cu cele mari și apoi se repetă. Un rând piciorușe scurte, un rând cu piciorușe alternate. Rândul numărul 4 va fi cu piciorușe alternate. La finalul rândului 3 facem un lanț, un ochi de lanț, întoarcem lucru și începem cu un picioruș scurt. Apoi un picioruș mare, luăm jeteu, introducem prin cele două bucle ale piciorușului, avem trei lanțuri pe croșetă, luăm jeteu și trecem prin primele două lanțuri. Luăm un alt jeteu și trecem prin următoarele două. Continuăm cu picioruș scurt. Se lucrează până obținem un pătrat. Lungimea este de aproximativ 13-14 cm. Și lucrăm până obținem o înălțime de 13-14 cm. Dacă cumva greșim, scoatem croșeta și tragem de fir.
Măsurăm lucru, vedem dacă am terminat, dacă am făcut pătratul la dimensiunea care trebuia, și anume 13-14 cm. Vedem că dimensiunea e cea finală. Încheiem lucrul. Facem un ochi în plus la final. Se taie firul. Și se trage firul. Am realizat primul pătrat al păturei noastre.